Păstorul cel cinstit. A fost odată un păstor căruia îi se dusese vestea în lumea întreagă cât e de cinstit. Regele îi dădea turmele sale de oi și vite în grijă și era întotdeauna mulțumit, căci păstorul avea grijă de ele și nu îi ascundea măriei sale nimic din ceea ce ar fi trebuit să știe. Într-o zi, un curten invidios pe acest păstor se înfățișă înaintea împăratului și îi spuse că va dovedi faptul că păstorul nu e într-atât de cinstit și loial pe cât se spune. Regele îl avertiză că de nu va izbuti, îl va alunga de la palat, dar dacă se va dovedi că e adevărat ce grăiește curteanul, îl va alunga pe păstor. Astfel, curteanul se deghiză în neguțător și apăru în fața păstorului. Îi lăudă vitele și îi oferi pe trei dintre ele prețul unei întregi cirezi. Păstorul refuză la început, dar curteanul îl îmbrobodi atât de bine încât într-un final luă punga cu galbeni. Regretă însă amarnic hotărârea luată și se tot gândea ce îi va spune împăratului, el care nu mințise niciodată. A doua zi, când măria sa îl întrebă despre turme, păstorul îi se aruncă la picioare și spuse: Înălțimea ta, cineva a venit la mine și mi-a oferit pe trei fite un preț foarte mare. Iată punga cu galben. Pedepsește-mă că am greșit. Da, am greșit odată, dar nu am vrut să mai greșesc și a doua oară și de aceea m-am înfățișat înaintea ta să-ți spun ce s-a întâmplat. Cinstea cântărește mai mult decât banul, spuse împăratul. Apreciez foarte mult cinstea. Împăratul îl numi atunci mare sfetnic, iar pe curteanul cel invidios îl alungă de la curte.